Salutare, salutare și bine ați venit la un nou ghid de data aceasta pe cuși despre mașini. Astăzi vreau să vă vorbesc despre mașinile hibride. Zilele astea se întâmplă să mă aflu într-un Toyota Prius Prime. O să vedeți și review-ul în ceva timp. Și foarte multă lume mă întreabă despre cum funcționează hibridul, care e diferența și așa mai departe. Probabil că unii dintre voi știți că și eu dețin un Prius. E generația 3-a, nu e generația 4-a. Și primesc foarte multe întrebări de la oameni despre cum funcționează. Ei bine, m-am decis să fac un ghid despre mașinile hibride. Nu numai pentru că sunt exasperat de întrebări, ci și pentru că, după cum poate ați observat, piața auto se schimbă și oamenii încep să prefere mașinile hibride celor diesel, pentru că sunt mai economice, au multe avantaje față de mașinile diesel. Dieselul, din păcate, a început să aibă o imagine foarte proastă și ușor, ușor va ieși cel mai probabil din planurile producătorilor de mașini. Astfel, am zis, haideți să facem un ghid despre mașinile hibride, care sunt considerate de mulți ca un pas intermediar până mașinile electrice ajung la maturitate și să vedem care e treaba cu ele. În primul rând, există trei mari categorii de mașini hibride. Și o să mergem prin fiecare dintre ele. Avem hibridul clasic. Hibridul clasic este reprezentat de mașinile care au un motor cu combustie internă și un motor electric și care alternează între cele două surse de energie. Cel mai cunoscut model de acest fel este, bineînțeles, Toyota Prius. Practic a început la sfârșitul anilor 90, a început toată revoluția mașinilor hibride și a fost un model și încă este extrem de popular din cauza că este foarte fiabil și consumă puțin. Sunt două lucruri care fac mașinile hibride în general foarte fiabile. Faptul că folosesc cutii de cele mai multe ori CVT, cum e cazul unei mașini Prius, dar și faptul că alternează între cele două surse de putere. Motorul electric, prin design, prin natura lui, este un motor mult mai fiabil decât un motor pe benzină. Are mult mai puține componente în mișcare și este mult mai simplu. Practic este mult mai fiabil. Acum gândiți-vă că aveți o mașină, un Prius de exemplu, care are 100.000 de kilometri. Din acești 100.000 de kilometri, probabil că 50% au fost făcuți în modul electric, 50% cu motorul combustie internă pornit. Practic, mașina asta este la fel de uzată ca o mașină normală care are doar 50.000 de kilometri pe ceas. Pentru că 50.000 de kilometri au fost făcuți cu ajutorul motorului electric. Deci mașinile hibride sunt mult mai fiabile. Dar să revenim la subiectul principal. Ce înseamnă un hibrid clasic? Înseamnă că ai un motor electric și un motor pe benzină. Acestea alternează unul cu celălalt. Pe o mașină hibridă clasică, pornirea întotdeauna se va face electric. De ce? Pentru că pornirea este momentul în care mașina consumă cea mai multă energie. Să schimbi starea de agregare a unui obiect necesită cea mai multă energie. Astfel, ca să economisești combustibil, pleci electric de pe loc, pentru că motoarele electrice sunt mult, mult mai eficiente decât motoarele pe benzină sau diesel sau și așa mai departe. Motoarele cu combustie internă, da? Ei, și atunci pleci de pe loc electric la un anumit nivel, în funcție de cât de tare apeși accelerația. Nu este neapărat nevoie de un prag. Da, sunt unele mașini care merg electric până la 30 de km la oră, dar în cazul unui hibrid clasic, acest lucru nu se întâmplă. Motorul cu combustie internă va fi activat în momentul în care mașina simte că are nevoie de mai multă energie decât poate oferi bateria și motorul electric. Deci nu există un prag de la care intră automat motorul pe benzină. Acest prag există la modelele plug-in hybride, care o să vorbesc un pic mai încolo. Deci, să revenim. La modelele hibride clasice, pleci de pe loc electric, la o anumită viteză când mașina simte că are nevoie de mai multă putere, va porni motorul cu combustie internă, acesta va funcționa până la un anumit punct și apoi se va opri și vei continua electric. Pentru că pentru a păstra o viteză constantă nu ai nevoie de foarte multă putere. Pentru a păstra o viteză constantă cu o mașină ai nevoie de foarte puțin. Unii ar fi surprinși de cât de puțină putere este nevoie. Și atunci poți folosi motorul electric pentru a păstra viteza constantă
la o anumită viteză. Bineînțeles, în funcție de construcția mașinii și așa mai departe, motor electric poate fi folosit pentru păstrarea unei viteze constante până la un anumit, până la o anumită viteză, care variază de la producător la altul. Deci acesta este un hibridul clasic. Apoi avem un plug-in hybrid. Plug-in hybrid sunt modele din ce în ce mai populare pentru un motiv extrem de simplu. Spre deosebire de un hibrid normal, care nu este făcut să meargă în modul electric pentru foarte mult timp, ci este făcut astfel încât motorul electric și cel cu combustie internă să se alterneze unul pe celălalt, astfel încât să ai un consum cât mai mic de combustibil, pe modelele plug-in hybrid poți să mergi full electric pentru o distanță în funcție de producător și de baterie. Aceste modele plug-in hybrid sunt diferite față de cele clasice, pentru că au de obicei un motor electric ceva mai mare care să-ți permită să parcurgi distanțe mai lungi și la viteze mai mari cu această mașină în mod pur electric. În același timp, tot modelele plug-in hybrid au baterii mai mari pentru a putea acoperi aceste distanțe. Dar diferența cea mai mare între plug-in hybrid și hybridul normal este faptul că plug-in hybridul se încarcă de la priză. Practic, l-ai băgat în priză și obții o autonomie care variază în funcție de producător. De obicei, în jur de minim 30, maxim 50-60 de kilometri. Ele sunt făcute astfel încât să fie folosite în orașe pentru oamenii care le folosesc zi de zi, astfel încât în oraș să nu emiți deloc emisii provenite de la motorul cu combustie internă, pentru că tu ți-ai încărcat mașina și te duci până la muncă și înapoi în mod full electric pentru că ți-ajunge autonomia. Astfel scădem poluarea din orașe, scădem incidența cancerelor la plămâni și așa mai departe. Deci să recapitulăm. Modelele plug-in hybrid au baterii mai mari, motoare electrice mai mari și pot acoperi distanțe de între 30 și 50-60 de kilometri în mod full electric. Ele sunt foarte bune atâta timp cât le încarci. În momentul în care bateria s-a terminat, în schimb, în funcție de implementare, acestea pot fi chiar mai poluante decât niște mașini care nu au modul hibrid pe ele. De ce? Pentru că în momentul în care ți s-a terminat bateria, tu practic trebuie să continui călătoria folosind doar motorul pe benzină sau diesel, deși diesel nu prea sunt plug-in. Atunci când tu continui călătoria după ce s-a terminat bateria, practic ai greutatea bateriei și motorului electric în plus în angrenajul pe care îl conduci și asta îți va crește, bineînțeles, consumul. De aia modelele plug-in hybrid sunt foarte bune dacă le folosești cu bateria încărcată. Și ajungem la al treilea tip de hibrid. Acestea sunt foarte rare și sunt mașinile care au practic un motor electric și o baterie, sunt modele electrice tehnic, dar au și un motor pe combustie internă care funcționează ca un generator. Acest motor funcționează doar pentru a încărca bateriile mașinii și nu transmite putere roților în niciun moment. Avem două exemple mai cunoscute în acest sens. Avem BMW i3 cu range extender sau Rex, cum mi se mai spune, și avem Opel Ampera. Aceste două mașini au un motor mic, de exemplu pe BMW i3 un motor de 650 cm cu două pistoane, un motor de scooter de la Kimco, care este pus undeva în spate și este folosit doar pentru a încărca bateriile. Acestea sunt dintre cele trei tipuri de mașini hibrid. Tehnic nu sunt mașini hibrid, sunt un fel de mașini electrice cu generator. Dar dintre cele trei tipuri sunt cele mai economicoase, cele mai eco-friendly pentru că au cele mai mici emisii. Practic, motorul ăla care funcționează ca și generator poate să nu fie folosit niciodată atâta timp cât tu îți încarci mașina și mergi în mod electric. Acel motor intră în funcțiune doar atunci când mergi într-o călătorie foarte lungă și ai nevoie de ceva range, ceva mai mult și nu ai timp să aștepți să se încarce. Acestea fiind spuse, acestea sunt cele trei tipuri de mașini hibrid, cele mari trei tipuri de mașini hibrid care se găsesc pe piață în acest moment. E bine să știți despre ele, să știți despre cum funcționează, astfel încât dacă vreți să treceți la o mașină hibridă, să luați o alegere în cunoștință de cauză. Acestea fiind spuse, sper că v-a plăcut ghidul, știu că a fost un pic mai lung decât vă așteptați, dar au fost multe informații de spus. Până data viitoare,
uitați de like, share, subscribe și eventual urmăriți-mă pe Instagram ca să vedeți din timp ce mașini urmează să fie recenzate aici pe canal.